Rata natalității depășea cu aproximativ 3 promile rata mortalității în 1990. Rata mortalității a crescut, în timp ce rata natalității a ajuns la un minim istoric de 8,5 promile în 2019. Ce indicator se poate calcula pe baza ratei natalității și mortalității? Ce valoare avea acesta în 2019? Care sunt cauzele care au determinat înregistrarea valorilor prezentate între 1990 și 2019? Ce consecințe va avea acest trend negativ?